ziua! Salut! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și proiectul cu care sunteți prezent la târg. Noi suntem Dimri, suntem un dezvoltator israelian și ne-am prezentat la târg cu Dimri West Towers. E un proiect care se află în prelungirea Ghencea. Cum ați putea descrie o locuință din acest ansamblu rezidențial? Simplu, cochetă, affordable, pe engleză. Din punct de vedere financiar, să poți accesa fără nicio problemă și să fie folosibilă, adică să stai liniștit acasă, cu alte cuvinte. Ce tipuri de locuințe se găsesc aici și la ce prețuri? În prima fază noi o să și avem, de fapt, două apartamente cu câte două camere. Sunt apartamente între 51 de metri pătrați plus balcon, vorbesc de suprafețe utile, și 56 de metri pătrați plus balcon, iarăși suprafețe utile. Ce beneficii au locatorii care locuiesc în acest ansamblu? Cel mai mare beneficiu este că vom crea o comunitate, să spunem așa, foarte deschisă pentru tineri. E un proiect tânăr, în sensul în care avem de la spații comerciale până la locuri de joacă, spații verzi care contează, să spunem așa. Apartamente care sunt finisate. Apartamente care includ, mă rog să spunem așa, costuri bune, de la 55.000 de euro, 500 cu TVA inclus, până la 58.500 cu TVA inclus. Tot ce înseamnă, să spunem așa, un proiect de startup pentru cei care spun, ok, vreau să mă mut mâine. Ce pot să găsesc, să mă încadrez totuși pentru să spunem, un program prima casă? Cam de aici pornește gândirea. Cum au fost până acum cele două zile la târg? Foarte frumos. Ieri mai frig, azi mai cald. No, ideea e că sigur vor veni clienți, au venit clienți care sunt interesați. S-au mai deschis orizonturile în sensul în care știu să întrebe despre ce e vorba până la urmă. Noi explicăm și chiar ne simțim așa ok în ideea în care le spunem noi vindem o casă. Nu vindem doar un apartament sau nu vindem doar niște oferte sau niște discounturi. Nu, departe de gândul ăsta. Vreau să fie o chestie legată simplă. Vin acasă și de aici putem spune orice. Deci zilele astea la târg au fost ok. Mulțumim și mult succes pe viitor. Mulțumim și noi. La revedere.